Am revenit în direct, dosar de politician. Am și eu o interpretare personală și, evident, subiectivă a crizei politice din PSD, războiul ăsta dintre Tudose și Dragnea. Amendamentul că circulă deja informații că Sevil Șaide și Rovana Plumb sunt gata să-și depună demisiile mâine, da, la cexul PSD-ului și, practic, Tudose să reporteze o primă victorie împotriva lui Dragnea în bătălia asta de putere pentru controlul PSD și al guvernării. Dar ce este important, opinia mea, este următoarea. Cred că Mihai Tudose, văzând toate scandalurile din mass media și toată problema asta din opinia publică legată de tâmpeile făcute la guvernare, și-a dat seama că dacă guvernează la fel de prost în continuare și o face aproape în fiecare zi, se va prăbuși. Și atunci oamenii au făcut ce știu cel mai bine de la PSD, cum spunea și Dan Andronic, da? Au făcut circ. Pentru că nu pot livra pâine, adică programul de guvernare din decembrie, generează circ. Iar circul se vinde bine în România, de ce să nu fim sinceri și să nu fim ipocriți? Circul vinde foarte bine. Și uite, așa s-a născut circul de independență al lui Mihai Tudose. Vă spuneam că inflația a crescut de la 0,1% la începutul anului la 1,8%. Poate că inflația asta e ca și roborul, nu prea o înțelegem. Lucrurile simple. Ce vă dă PSD-ul cu stânga sau ce v-a dat la pensii și la salarii, vă ia cu dreapta de 2 ori, poate, sau de 3 ori. Haideți să vedem cifrele seci și să analizăm cu invitații noștri. Rata inflației a ajuns la 1,77% în condițiile în care în luna august inflația a fost de 1,2%. Datele INSE arată că prețurile de consum au crescut în septembrie în medie cu 0,5% comparativ cu luna august. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,54% în medie față de luna august. Prețurile mărfurilor nealimentare au urcat tot cu 0,54%, iar prețurile serviciilor au crescut cu 0,32%. Comparativ cu septembrie 2016, prețurile alimentelor au crescut în a noua lună a acestui an cu 2,74%, iar mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 1,89%. Scumpirea carburanților a avut un impact semnificativ asupra tuturor prețurilor, analiștii economici avertizând asupra unei creșteri importante în cazul tuturor mărfurilor. De exemplu, față de luna august, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în a noua lună a acestui an, la alte legume și conserve de legume, ouă și combustibili. Guvernul a aprobat în ședința din 30 august majorarea accizelor la carburanți în 2 etape, de la 15 septembrie și 1 octombrie. Rata inflației de astăzi vine și explică două lucruri guvernului pe care guvernul le-a înțeles până acum. Primul lucru, supraacciza se vede în prețuri și numai în prețurile la pompa combustibil, se vede în toate prețurile de economie. Și al doilea, dobânzile cresc și vor crește în continuare pentru a elimina efectele inflației. La finalul anului 2016, rata anuală a inflației a fost de 0,5%, fiind al doilea an la rând în care rata anuală a inflației a înregistrat valori negative. În ultima prognoză publicată în august, Banca Națională a României estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 1,9% la finalul acestui an, în intervalul țintit de Banca Centrală de 2,5%. Domnule Ionescu, nu sunt grave cifre, nu? Nu sunt grave, mai ales că discutăm de o cifră, hai să spunem, anualizată, nu decembrie cu decembrie, ci pe lunile analizate de INSE, până în august, din câte am văzut eu, 1,8, da? Anul ăsta în medie a fost lunar cam 0,5. Bun, ai puseuri aici cât o are dreptate, întotdeauna când îți crești o taxă, ai un puseu la început, după care să spunem că se absorbe șocul respectiv. Dobânda însă, nu știu dacă e neapărat acum un răspuns la inflație, eu văd mai degrabă la derapajele politicilor guvernamentale care se tot împrumută, așa am văzut eu, operațiunile monetare pe care le facem BNR și cum a intervenit în piață, cam așa am văzut, mă rog, a fost nevoie să intervină și pentru că Banca Națională vede o bulă imobiliară, eu nu văd această bulă imobiliară, mai degrabă, hai să spunem că a fost o măsură de prevenție și așa s-a întâmplat. Deci, inflația deocamdată nu se prezintă atât de prost. Altele sunt semnele de nesustenabilitate, din punctul meu de vedere.
Și prima problemă ține în continuare, din punctul meu de vedere, de politica fiscală a guvernului. O să-mi spuneți, da, bun. Și dacă, ce de pildă, politica fiscală? Să simplificăm. Politica fiscală se referă atât la latura cheltuielilor, adică modul în care statul cheltuie niște bani și cum îi distribuie, păi cât cum și la latura taxării. Cum îi distribuie? Păi îi distribuie prost. Adică în ce sens? Adică, deocamdată, i-a distribuit pe cheltuieli materiale de servicii și pe salarii în sectorul public, cât s-a putut până la un moment dat, și pe pensii. Asta am văzut. N-am văzut altceva. Dacă oamenii ăștia au votat PSD-ul, a trebuit să le dea, nu? Da, e adevărat, le-a dat. Și bănuiesc că în mediul rural, în localități rurale, în primării, oamenii... Nu trebuie să dai, oamenii, așa mai moromețean spus. Da, dar vreau să spun un lucru. În economie există niște reguli simple. Hai să le explicăm mai vulgar. Ca eu să consum, întâi trebuie să produc ceva ca să pot consuma pe mine și regula a doua este că nu trebuie să consum numai eu, ci trebuie să consume și alții. Ca urmare trebuie să fac un schimb, pentru că nu mă pot mulțumi numai cu ce produc eu, ci trebuie să iau și de la alții. Și atunci va trebui să produc un surplus și nu doar să consum la nesfârșit, pentru că la un moment dat, practic, mi-am erodat capitalul. Eu, în momentul de față, erodez două lucruri. Păi e simplu, domnule Ionescu. Și stocul de capital îl erodez. Mă împrumut, da, dacă nu. Erodez în momentul de față. Nu e vorba de împrumut. Iertați-mă că vă întreb. Și fluxurile. Pe fluxul stau prost. Și asta se vede în deficit. Explicați-mi și mie un lucru, că sunt sigur că pe telespectatorii îi interesează. Ce anume? Au nevoie de bani și trebuie să se împrumute. Ok, în regulă. De ce nu se împrumută de la populație? Cine să se împrumute de la populație? Statul, guvernul. Păi statul se împrumută de unde poate, de unde... Deci lansează titluri. Un moment. Statul lansează lună de lună, anul ăsta, luna asta, de pildă, are nevoie de 2,5 miliarde, deci are nevoie de mai mult, nu cât s-a anunțat, așa, și dar regula este că se împrumută de la investitori instituționali, pentru că ei dau banul imediat. Dacă discutăm de active monetare, adică de titluri pe termen scurt, și cele pe termen de peste un an sunt obligațiuni. De regulă, la obligațiuni, statul lansează împrumuturi adresându-se la un spectru mai larg de clienți. Bun. Dar anul ăsta... De ce nu fac asta? Pe fac asta. Populația s-ar bucura cu. Nu, s-a lansat. Volume foarte mici. Păi asta e altceva. Foarte mici. Ar ajunge dobânda la populație. Bun, dar nu cred că... Tot așa simplu. Pentru toți oamenii care ne urmăresc. Mai simplu. Deci se împrumută pentru că nu reușesc să colecteze bani la buget, nu? Și pentru că au făcut măriri de pensii și de salarii, nu? Puseul inflaționist, în mod evident, este consecința creșterii salariilor, care a presat pe cerere nesatisfăcută din producția internă și acoperită în principal prin creșterea importurilor. Creșterea puterii de cumpărare în România înregistrată în 2017 este o realitate. În domeniul privat salariile au crescut cu circa 5,3%, în instituțiile statului salariile au crescut galopant. În ultimul trimestru pentru care există statistici, creșterea salariilor în sectorul de stat a fost de 18, dacă nu mă înșel... Exact, aproape 20%. Da, o 20%, creștere... 22% și mai cu seamă în primărie au fost. Exact. Mai cu seamă au beneficiat de această creștere aleșii locali. Da. Eu am să vă dau, în schimb, un exemplu pe care mi l-a spus un cetățean simplu, care... Cu toții știm că populația României, în proporție de circa 30%, se încălzește cu lemne de foc. Poate nu știți, dar lemnele de foc și-au dublat prețul anul acesta, iar cheltuielile de transport de la sursele de aprovizionare sunt mai mari cu 25%. Imaginați-vă impactul asupra unei categorii de populații cu venituri probabil mai reduse, cei care se încălzesc cu lemne de foc, a unei astfel de evoluții a prețurilor. Eu spun că puseul inflaționist poate deveni un pericol, chiar dacă nu emit pretenția că în materie de macroeconomie, știu eu, am o calificare suficientă. Dar puseul inflaționist va deveni un pericol în cursul anului viitor dacă promisiunile de creștere a salariilor și a pensiilor, așa cum sunt ele prevăzute în programul de guvernare,
acestor promisiuni li se va da curs. Da, exact cum ați spus, cu o mână dăm și cu două mâini... În 2018 sunt anunțate, nu? S-au prorogat. Trebuiau să fie majorări mai mari și pentru personalul sanitar și pentru alte tipuri de bugetar pentru anul ăsta. Le-au mutat pe 2018, învățământ și așa mai departe. Da. Bun. Cum stăm cu banii încasați la buget? Că aici știu că sunteți expert. Păi de ce suntem prost? Dacă economia duduie, nu? Vorba lui Tăricianu. Cred că dacă economia duduie, înseamnă că sunt bani, trebuie să colectăm mai mulți bani, nu? Nu merge logica asta. O să vă surprind afirmația mea. E o realitate că în ultimile 3 luni încasările la buget sunt mai bune decât lunile precedente. Se simte o îmbunătățire. Ce este grav, că veniturile de natură fiscală nu țin pasul cu creșterea economică. Am în vedere TVA-ul, impozitul pe profit. Cred că suntem una dintre puținele țări, dacă nu am fi singura din Uniunea Europeană, n-am avut timp să mă documentez suplimentar, unde impozitul pe veniturile din salarii este mai mare ca pondere în total colectare decât impozitul pe profit. Înseamnă că în zona impozitelor, repet, de natură fiscală, avem o mare problemă de administrare și probabil... Stați puțin, asta ce înseamnă? Că firmele românești nu-și declară profitul real sau că nu sunt competitive și nu fac profit, fac un profit mic? Poate fi consecința și unor măsuri de politică fiscală de care amintea și domnul Ionescu, nu foarte bine gândite. Extinderea plafonului până la care se poate beneficia de unul respectiv 3% impozit la micro-întreprinderi, poate a afectat tocmai baza de impozitare a profitului impozitat pe formula clasică. Aici sunt mai multe cauze și eu cred că, de fapt, singura rezervă, așa cum am repetat-o obsesiv, de creștere a colectării veniturilor bugetare o reprezintă evaziunea. Teoria potrivit căreia dacă avem o sarcină fiscală ridicată sau România ar avea o sarcină fiscală ridicată, adică un nivel al taxelor și impozitelor ridicate, motiv pentru care avem și un nivel al evaziunii ridicat, este complet greșită, pentru că asta ar însemna, spre exemplu, țările nordice care au o sarcină fiscală aproape dublă față de România să aibă și cel mai ridicat nivel al evaziunii. Și tocmai situația este invers. Este invers. Asta ce înseamnă? Capacitatea administrativă a ANAF-ului, repet, din motive obiective, pur și simplu de această instituție în ultimii un an și jumătate și-au bătut cu toții joc și astăzi. Fenomenul cel mai grav care se înregistrează în interiorul și care subminează această capacitate administrativă o reprezintă ingerințele politice. De altfel, eu cred că în 2-3 zile am să mai postez câteva din opiniile mele referitoare la starea ANAF-ului de astăzi. Principala cauza... Dumneavoastră, da, spuneți că s-a politizat ANAF-ul. Asta ar fi o... Dintotdeauna a fost o tentativă și o tentă în politizarea funcțiilor de conducere, dar în zilele de astăzi s-a atins paroxismul. Păi și atunci, că revenim deja pe tărâmul justiției, a serviciilor de informații, tărâm drag nouă, păi era mai bine la ANAF Mirel Curea cu ofițerii de la SRI, măcar aia produceau dosare penale, sigur, mai strângeau pe unii, mai sigur plăteau. Era minunat. Se duceau la firme și erau mult mai rafinați decât cum erau pe vremuri aia de la garda financiară, care luau direct la plic, la zgârci. Domnul Curea, vă contraziceți-mă. Au fost 21 de ofițeri de tașați, dar nu e secretul lui Polișeu. Ăia care se duceau. Dați-mi și mie câteva exemple. Nu vă dau niciun exemplu, că ne norocesc oameni. Și se duceau și recomandau câte o verișoară. Ia-o pe vară, mai șef contabil. Nu, chiar îi nenorocesc. Dacă e așa, intrăm în zona infracțiunii și cred că... Și atunci banii să luau altfel. Iar locul unde era recomandată verișoara nu era un butic, domne, că ăștia nu și angajează verișoarele la buticuri. Era firmă serioasă care producea sau verdei lor consultanți. Ia-l pe vărâmiu, consultant. Da, mai mult decât, adică chiar nu pot să dau nume că nenorocesc niște oameni, mai mult decât să-mi dau cuvântul de onoare. Aruncați anatema asupra instituției. Da, nu asupra instituției. Arunc o anatema asupra unei instituții care a acceptat niște securiști în interiorul ei. Era o decizie axată. Și ce dacă era?
mai există și, ca să-l citesc pe domnul membrii Dragnea, sat, mai există și bărbați care mai dau drumul la informație ca asta pe surse. Membri în sat erau ministrul de finanțe, șeful președintelui ANAF și primul ministru. Da, așa este. Cel și care ce dacă? Cum poți să nu duci la îndeplinire o decizie așa? Duceați la îndeplinire, am văzut asemenea bărbați adevărați pe vremuri în satul român, care se întâlneau cu mine, de exemplu, noaptea, pe malurile Dâmboviței, și îmi dădeau informații ca să aruncăm în aer asemenea situații nenorocite când statul abuzează. Eu sunt foarte mirat că foarte puțini oameni din instituțiile statului ne-au tras de mânecă și au spus atenție mare, hotărârea CSAT numărul 17 și protocoalele schimbă în fapt codul de procedură legală. ANAF nu a avut protocol. ANAF a dus... Din informațiile mele a avut Ministerul de Finanțe. Nu știu. Din informațiile mele. Nu l-am văzut. Nu știu. L-am văzut. Haideți să depășim discuția am asta. Înțeles că total întâmplător, total întâmplător în ziua în care se șade independența față de Liviu Dragnea, da, la o zi diferență, Departamentul Național Anticorupție, DNA, a reînceput în forță audierile și instrumentarea dosarului Belina. Da? La o zi după ce Tudose a dat semnalul îl atac pe Dragnea, DNA-ul a început operațiunea Belina în forță, percheziții prin ministere, percheziții la Consiliul Județean Teleorman. Sevil Shaide prezentă la DNA astăzi, probabil, cum vă spuneam, Sevil Shaide, vicepremierul lui Dragnea, își va depune mâine demisia. Haideți să vedem cum s-a desfășurat ziua din perspectiva operațiunii Belina. În acest moment am fost convocată cu alte persoane din acest dosar. Mi s-a adus la cunoștință posibilitatea de a recuza un expert. Această decizie o voi lua împreună cu avocata, termenul este până mâine și astea au fost toate aspectele procedurale. Când veți da prima declarație? Când o să am posibilitatea să studiez tot dosarul. Ați studiat până acum ceva din dosar? Dosarul de-abia a fost predat, o să am și o posibilitate ca toată lumea să studiez acest dosar. Sevil Shaideh a fost citată de procurorii anticorupție pentru a da noi declarații în dosarul privind trecerea insulei Belina de la Apele Române la Consiliul Județean Teleorman. Shaideh este cercetată pentru fapte petrecute în perioada în care era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Concret, ministrul este acuzat de procurorii anticorupție că împreună cu alte 4 persoane, o directoare din cadrul MDRAP și 3 angajate din cadrul Biroului de Cadastru Alexandria și Teleorman, s-a ocupat de trecerea unei părți din insula la Belina și a brațului Pavel din proprietatea statului, în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca apoi să fie închiriate ilegal unei firme private. Shaideh nu a dat detalii legate de o eventuală demisie. Eu cred că sunt același om, am respectat întotdeauna partidul și cel care m-a pus în funcția de ministru este CEX-ul. Și decizia mea, care este luată, va fi comunicată mâine în CEX. Permiteți-mi să nu fac afirmații despre poziția mea pe scările DNA-ului sau pe stradă. Totuși, această demisie vă este cerută în contextul anchetei. Vă rog să-mi permite. În același dosar, la DNA a venit să dea explicații și un alt apropiat al lui Dragnea, fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman, Adrian Gâdea. Asta după ce mai multe documente au fost ridicate de la sediul prefecturii. Bună ziua, de ce v-au chemat? Nu știu. Sunt noi nu proceduri? Nu știu. Se fac verificări? Nu știu, am fost anunțat să mă prezint la ora 14. Domnule Gâdea, m-am conformat. La CJ Teleorman se ridică documente la prefectură? Nu am cunoștință. Nu am cunoștință. Am fost informat? Am fost astăzi. Nu știu, m-au anunțat să fiu la 14, m-am prezentat. De ce s-ar putea întâmpla? Dar n-am niciun motiv să mă tem. De asemenea, procurorii anticorupție cer aviz pentru urmărirea penală a deputatei Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, acuzată de complicitate la abuz în serviciu. Este o întreagă discuție și o să discutăm cu doamna avocat Eliza Ene. E o întreagă discuție când sunt momente politice tensionate și pot să dau vreo 10 exemple, începând de la alegerile locale din 2016, povestea cu Ludovic Orban, când e miză politică mare, când sunt tensiuni politice, intră așa pe sub masă sau peste masă și DNA-ul cu o poveste. Acum, legat de Belina, toate actele astea nu puteau fi făcute acum 3 săptămâni sau o lună când a început dosarul, era nevoie. Nu știu cum funcționează, că dumneavoastră cunoașteți mai bine mecanismele astea. Din punct de vedere legal, nu există termene
nu ai stabilit în două săptămâni, faci cu tare act de procedură, peste trei zile urmează să-l faci pe următorul și atunci au o plajă destul de largă. Procurorii sunt singurii care pot decide în ce moment e mai oportun să facă o percheziție, să audieze o persoană, expertize, orice ține de urmărirea penală e lăsat la latitudinea lor. Singura chestiune pe care procedura penală o sancționează este atunci când, să spunem, lasă în nelucrare dosarul și tergiversează mai mult de un an de zile, poți să te plângi instanței. În rest, pentru hiperactivitate, nu există sancțiuni. Faptul că în ultima perioadă s-a politizat din ce în ce mai mult orice acțiune a DNA-ului, în general a parchetului, atunci când anchetează oameni politici, este nociv pentru sistem. Vorbeam de unăzi cu un magistrat din țările nordice și ne spunea că procentul de încredere al populației în actele emise de procurori depășește 90%. Și oamenii sunt în general mulțumiți de actele procurorilor și sub 10% le atacă în instanță. Noi le spuneam că depășim procentul de 100%. Orfi având în țările nordice. Despre asta e vorba. Dosar ca Partida Romilor, doamna avocat, mă scuzați. Totul lasă urme. Imediat, dacă asta spuneam. Și în momentul în care s-a dus orice urmă de încredere a omului de rând în tot ce înseamnă justiție, poți să politizezi, poți să vorbești despre coincidențe, poți să dai alte conotații unor acte care pot sau nu să fie, nu știu, să se desfășoare în lumina despre care vorbeați dumneavoastră. Dar, din punct de vedere legal, nu este nimic sancționabil în ce au făcut procurorii. Că noi le punem într-un context general și vedem că lucrurile au o succesiune oarecum logică, apare un membru de partid nemulțumit de un altul și brusc la uniteva... Este premierul României. Este un membru de partid, care dintr-o dată a sărit din budă, cum se zice aici la București, a sărit din toaletă Mihai Tudose și a spus gata cu corupția să plece Șaide. Deși acum două săptămâni el a fost în cexul partidului, când au luat ăștia decizii la partid, a spus domnule, amintiți-vă un termen, că... da, n-a zis nimic, un termen folosit de un politician, i-a reevaluat. Și la această reevaluare, dintr-o dată, politicieni cu care împărțeau masa în ședințele acestea ale CEX-ului au devenit persoana non grata. Mirel, te întreb altceva. De ce n-au arestat-o astăzi pe Sevil Șaide? Că chiar făceam pariul cu domnul Diaconu când l-am invitat la emisiune dis de dimineață. Domnule, o ia pe Sevil Șaide sau nu? De ce... De ce crezi că... spune că am câștigat pariu. Ați câștigat pariu, evident. Eu am spus că o vor aresta, măcar de dragul pariului, așa, politic. Păi și așa l-au nenorocit pe Tudose. Adică, să mă ierte telespectatorii, l-au dat cu rahat. Pentru că în ce convocarea lui Sevil Șaide astăzi, a doua zi, după tot circul Dragnea Tudose și după noua poziție a lui Tudose, că vorbea la Antena 3 de parcă era Danta Palagă,